Bine ați venit la cursul Descoperiri 2, numit Să descoperim crezurile și practicile Bisericii Speranța și Har. Nădăjduiesc că acest curs va aprinde în fiecare dintre voi pasiunea și entuziasmul de a descoperi frumusețea părtășiei unei biserici vii, primitoare și active, invitându-vă totodată la apartenență și implicare. Sunt Teofil Harii, păstorul fondator al Bisericii Speranța și Har, și vă mulțumesc pentru interesul arătat față de cursul acesta. În lecția aceasta vom discuta mărturisirea noastră de credință. Ce credem noi? Ca biserică, recunoaștem faptul că suntem diferiți. Fiecare dintre noi este unic și distinct. Însă, așa cum am văzut și data trecută, pentru ca biserica să funcționeze, trebuie să avem crezuri comune, valori comune, scopuri comune, mai ales în chestiunile majore, esențiale. Ne dorim ca următoarea afirmație de echilibru să caracterizeze credința și viața bisericii noastre în general și mărturisirea noastră de credință în particular. În convingerile esențiale avem unitate. În convingerile neesențiale avem libertate. În toate convingerile manifestăm dragoste. Ce înțelegem noi prin această afirmație? În primul rând, în convingerile esențiale trebuie să existe unitate. Biblia spune în Efeseni 4, de la 4 la 6, că este un singur trup și un singur duh. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor. În ce privește crezurile de bază? Toți trebuie să credem același adevăr. Și avem câteva crezuri de bază la care ținem foarte mult în biserica noastră și pe care le reafirmăm în continuu. Iată doar 3 dintre ele. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și biserica este familia lui Hristos. Atunci când este vorba de crezuri ca acestea, unitatea este obligatorie, căci varietatea nu este altceva decât erezie. Atunci când vorbim despre crezurile de bază, diferența este cea dintre adevăr și minciună, dintre mântuire și rătăcire. Nu există zonă gri. În al doilea rând, în convingerile neesențiale, noi avem libertate. Există multe convingeri neesențiale, convingeri ce nu sunt imperative pentru mântuirea noastră, în care avem libertate de crez. Aici este loc de varietate doar în contextul iubirii și respectului reciproc, fără să ne judecăm unii pe alții. Roman 14 cu 1, cu 4, cu 12 și 22 afirmă: primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbe asupra părerilor îndoielnice. Cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Iată câteva exemple de astfel de convingeri neesențiale. Stilul muzical folosit în închinare. Noi nu pretindem că orice persoană se poate închina lui Dumnezeu prin cântare folosind doar un singur și același gen muzical. Un alt exemplu, îmbrăcămintea. Cu excepția decenței, noi credem că o persoană poate veni înaintea lui Dumnezeu îmbrăcată după posibilități, fără a fi judecată de cei prezenți. Un alt exemplu, acoperirea voluntară a capului la femei. Noi credem că femeile trebuie să placă bărbaților lor și Domnului. Iar acoperirea capului este o acțiune personală ce vine ca urmare a încredințării acelei persoane. În al treilea rând, noi în toate convingerile noastre ne manifestăm cu dragoste. Ai cunoscut vreodată o biserică în care se caută să se dispute și să se demonstreze fiecare lucru, oricât de mic, de la muzică până la aranjarea sălii? Noi nu ar trebui să procedăm așa, cheltuindu-ne timpul și energia pe discuții inutile. În biserica noastră am vrea să ne amintim întotdeauna că în lucrurile esențiale trebuie să existe unitate, iar în cele neesențiale libertate. De aceea, în primul rând, noi încercăm să îi înrădăcinăm pe membrii bisericii noastre în învățăturile fundamentale ale creștinismului. Și aici nu este loc de discuții. Vă amintesc că în cadrul cursului Descoperiri 1 am prezentat aceste învățături de bază pe care le vom relua și în această lecție. În formă prescurtată, bineînțeles. În al doilea rând, încercăm să îi învățăm pe membrii bisericii noastre despre valoarea unității în diversitate, accentuând rolul pozitiv al diferențelor în problemele neesențiale, totodată învățându-i rolul crucial al iubirii fratelui de credință, al respectului pentru puncte de vedere diferite, a punerii scopului suprem al bisericii mai presus de gusturile sau preferințele individuale, a punerii binelui fratelui de credință mai presus de binele propriu. Iată două exemple din biserica noastră. 1. Diferențele denominaționale. Deși suntem o biserică baptistă, unii membri ai bisericii vin din medii evanghelice diferite, ca de exemplu creștinii după Evanghelie sau penticostalii. Deși în unele puncte minore avem diferențe de opinie sau crez, am învățat de-a lungul timpului să accentuăm lucrurile majore care ne unesc și să fim înțelegători cu diferențele minore, nelăsându-le să ne strice unitatea noastră. Al doilea exemplu este venirea lui Hristos. În ce privește a doua venire a lui Hristos, la fel ca peste tot în lume și la noi în biserică, diferiți creștini au înțelegeri diferite. Există însă o lejeritate cu care abordăm acest domeniu al teologiei, recunoscând că este unul extrem de dificil, deschis la interpretări multiple. Cu toate acestea, avem un adevăr central care ne unește. Nu știm când va reveni Hristos, dar toți suntem de acord că trebuie să trăim zilnic o viață de sfințenie pentru a fi găsiți pregătiți la momentul necunoscut al revenirii sale. Dragii mei, chiar dacă credem diferit în unele aspecte, în tot ceea ce credem, noi ne manifestăm cu dragoste. Observați ce spune 1 Corinteni 13:2. Și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Putem avea multe cunoștințe doctrinare, dar să nu avem dragoste. Acele cunoștințe sunt atunci lipsite de valoare. Biblia spune că ceea ce contează este dragostea față de oameni, căci cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 8:1. Câteva adevăruri esențiale în care credem. Acum că am subliniat aceste principii generale, să trecem și să enumerăm pe scurt câteva adevăruri esențiale în care credem, oferind o nouă incursiune recapitulativă în conținutul cursului Descoperiri 1. Despre Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul și stăpânitorul universului. El a existat din veșnicii în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei sunt coegale, coeterne și consubstanțiale, fiind un singur Dumnezeu. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Geneza 1:1, Geneza 1:26 și 27, Geneza 3:22, Psalmul 90:2, Matei 28:19, 1 Petru 1:2, 2 Corinteni 13:14. Despre Iisus Hristos. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deși coegal, coetern și consubstanțial, adică una cu Tatăl și Duhul Sfânt, El a ales să se smerească și să vină în lumea noastră, devenind Dumnezeul om. El a trăit o viață umană, lipsită de orice păcat, și s-a dat pe sine însuși ca jertfă perfectă pentru păcat, murind pe o cruce pentru mântuirea noastră. El a înviat din morți după 3 zile, ca să-și demonstreze dumnezeirea, neprihănirea și puterea asupra păcatului și a morții. Și El s-a înălțat în gloria cerului, la dreapta lui Dumnezeu, de unde se va reîntoarce într-o zi pe pământ, ca să ne ia cu El în slavă, și să domnească peste toți și peste toate în calitate de rege al regilor și domn al domnilor. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Matei 1, 22 și 23, Isaia 9 cu 6, Ioan 1 de la 1 la 5, Ioan 14 de la 10 la 30, Evrei 4 cu 14 și 15, 1 Corinteni 15 cu 3 și 4, Romani 1 cu 3 și 4, Fapte 1 de la 9 la 11, 1 Timotei 6 cu 14 și 15, Tit 2 cu 13. Despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană din Trinitate, este coegal, coetern și cosubstanțial, adică una cu Tatăl și cu Fiul. El este prezent și activ în lume ca să-i conștientizeze pe oameni de păcat și de faptul că au nevoie de Iisus Hristos, Mântuitorul. De asemenea, El trăiește în fiecare creștin din momentul mântuirii al nașterii din nou. Duhul Sfânt îi asigură creștinului puterea de a trăi o viață sfântă, capacitatea de a înțelege adevărurile spirituale și călăuzirea pentru a înfăptui ceea ce este bine. El îi dă fiecărui credincios mântuit un dar spiritual, pe care acesta să-l folosească în lucrarea lui Dumnezeu și beneficiul lucrării locale. În calitate de creștini, noi trebuie să trăim zilnic sub controlul Duhului, ascultându-i șoapta interioară. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt 2 Corinteni 3 cu 17, Ioan 3 de la 1 la 13, Ioan 16 de la 7 la 13, Ioan 14 cu 16 și 17, Faptele Apostolilor 1 cu 8, 1 Corinteni 2 cu 12, 1 Corinteni 3 cu 16, Efeseni 1 cu 13, Efeseni 5 cu 18 și Galateni 5 cu 25. Despre Biblie. Biblia este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, adresat nouă oamenilor. Ea a fost scrisă de autori umani sub călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt. Biblia este sursa supremă a adevărului pentru trăirea și convingerile creștine. Fiindcă este inspirată de Dumnezeu, ea este adevărul, fiind lipsită de orice eroare. Biblia este singura noastră autoritate în materie de crez și practică. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt 2 Timotei 3 cu 16, 2 Petru 1 cu 20 și 21, 2 Timotei 1 cu 13, Psalm 12 cu 6, Psalm 119 cu 105 și 160, Proverbe 30 cu 5. Despre ființele umane. Oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să fie asemenea lui în ce privește caracterul. Deși fiecare persoană are mandatul de a face bine, toți suntem legați de o atitudine de neascultare și rebeliune față de Dumnezeu, numită păcat. Această atitudine îi înstrăinează pe oameni de Dumnezeu și le determină toate problemele din viață. Câteva referințe care să susțină această doctrină sunt Geneza 1 cu 27, Psalmul 8 de la 3 la 6, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 23, Isaia 59 cu 1 și 2. Despre mântuire. Mântuirea este darul fără plată din partea lui Dumnezeu pentru noi. Însă noi trebuie să-L acceptăm prin credință. Nu putem compensa păcatul nostru prin perfecționarea de sine sau prin faptele noastre bune. Omul poate fi salvat de pedeapsa păcatului numai prin credința în Iisus Hristos și jertfa Lui de pe cruce. Când renunțăm la autocontrolul asupra vieții noastre și ne încredințăm viața lui Iisus prin credință, suntem mântuiți și obținem viața eternă, viață care începe din clipa în care cineva îl primește pe Iisus în inima sa. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Roman 6 cu 23, Efeseni 2 cu 8 și 9, Ioan 14 cu 6, Ioan 1 cu 12, Tit 3 cu 5, Galateni 3 cu 26 și Romani 5 cu 1. Biserica. Biserica adevărată este compusă din acei credincioși care, prin credința mântuitoare în Isus Hristos, au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și sunt uniți împreună în trupul lui Hristos, în familia lui. Doar acești credincioși se califică pentru membralitate în biserica locală. Iisus Hristos este capul bisericii și, ca orice biserică locală, are dreptul, sub conducerea lui Hristos, să se administreze atât în problemele materiale, cât și în cele spirituale. Biserica locală este grupul de credincioși care sunt adunați la oaltă pentru închinare, pentru edificare prin cuvânt, pentru rugăciune, părtășie, proclamarea Evangheliei și practicarea botezului și a cinei Domnului. Câteva referințe care să susțină această doctrină sunt Coloseni 1 cu 18, 1 Petru 2 de la 5 la 10, Evrei 10 cu 24 și 25, 1 Corinteni 14 cu 26, Psalm 23 cu 25, Psalm 26 cu 12, Psalm 35 cu 18, Psalm 40 cu 9, Matei 28 de la 18 la 20, Fapte 1 cu 8 și Fapte 2 cu 42. Despre actele de cult. Sunt două acte de cult pe care biserica trebuie să le practice: botezul și cina Domnului. Ele nu trebuie privite ca mijloace pentru mântuire. Botezul creștin este un act de ascultare de Dumnezeu care simbolizează moartea credinciosului față de păcat și îngroparea vieții vechi și învierea la o viață nouă în Iisus Hristos. Botezul este o cerință de bază pentru membralitatea în biserică și pentru participarea la cina Domnului. Cina Domnului este un act de amintire a morții lui Hristos și o anticipare a revenirii lui. Un act care are în centru pâinea și rodul viței, două elemente care simbolizează moartea răscumpărătoare de pe cruce a Domnului Isus. La cina Domnului pot lua parte doar creștinii botezați în urma mărturisirii credinței lor personale și care, înainte de actul cinei, și-au cercetat starea spirituală, evaluându-și relația cu Dumnezeu și cu frații de credință. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Matei 29 cu 19, Fapte 2 de la 37 la 47, 1 Corinteni 11 de la 23 până la 32. Conduita creștină. Credincioșii care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, după standardele biblice, crescând în credință și maturitate. Voia lui Dumnezeu este ca fiecare credincios să fie plin de Duhul Sfânt și sfințit pe deplin, fiind separat de păcat și de lume și pe deplin dedicat lui Dumnezeu, primind putere pentru o trăire sfântă și o slujire eficientă. Sfințirea este o experiență progresivă în viața credinciosului, care are loc după mântuire și durează întreaga viață până în momentul glorificării credinciosului în cerul lui Dumnezeu. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Galateni 5 de la 16 la 24, Luca 6 de la 43 la 44, Efeseni 4 de la 1 la 3, Filipeni 1 cu 27, Coloseni 1 cu 9 și 10, Tit 3 cu 1 și 2, 1 Petru 1 de la 14 la 17. Despre lucrurile viitoare. Dumnezeu, la timpul hotărât de El și în modalitatea aleasă de El, va aduce universul și omenirea la momentul lor de sfârșit. După promisiunea Lui, Iisus Hristos se va întoarce spre a șăpi biserica la cer. La final, Hristos îi va judeca pe toți oamenii. Cei care L-au respins pe Hristos vor fi trimiși în iad, locul de pedeapsă veșnică. Cei neprihăniți vor primi răsplata lor și vor locui pe veci în cer cu Domnul. Câteva referințe biblice care să susțină această doctrină sunt Ioan 3,16, Ioan 2,25, Ioan 5, de la 1 la 13, Roman 6,23 și Apocalipsa 20,15. Acestea sunt adevăruri esențiale în care credem și care ne unesc ca biserică. În privința lor, nu există loc de diferențe. Te invit și pe tine, drag prieten, să crezi aceste lucruri și apoi să te alături familiei bisericii noastre, devenind membru al Bisericii Speranța și Har. Cam atât despre mărturisirea noastră de credință. Vă mulțumesc pentru atenția și interesul vostru. Vă rog să luați o pauză de 10 minute și să răspundeți la întrebările din caietul vostru. Apoi, după ce ați scris răspunsul, discutați cu cei din grupul vostru atât răspunsurile cât și ce v-a impresionat din ce ați auzit. Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvinteze!